Bună seara, doamnelor și domnilor! Vă spune Mihai Mironică, bine ați venit aici la Super Live. Avem un mijloc de săptămână europeană cu meciuri foarte interesante și în Champions League și în Europa League și discutăm despre vârfurile acestei săptămâni, meciurile cele mai interesante aici la Super Live împreună cu doi invitați deosebiți, Ioana Cosma, colega mea de pe Pro Arena. Să ne obișnim, Ioana, cu această nouă denumire, nu-i așa? Bună, Ioana, bine ai venit! Nu e greu să ne obișnuim, e interesant, e un nou nume, e Pro Arena. Da? O să fie... Și eu am fost fericit că la prima emisie am reușit să nu greșesc niciodată. N-am mai zis niciodată ProX. Momente în care oamenii din reflex au spus altceva, dar măcar noi n-am schimbat locul. Unii au schimbat locul și... Așa e. Și de asemenea, alături de noi în studio se află comentatorul și tipsterul Bogdan Socol. Salut, Bogdan, bine ai venit! Salut, Mihai! Bună, Ioana! Ce rată de succes ai? Peste 65-70%. Dar de ce m-a chemat și pe mine la aceste condiții? Ne umilește, da, Bogdan, cu inspirația lui. Dar întotdeauna noi vom miza și pe intuiția feminină, de aceea Ioana este alături de noi în studio și începem discuția noastră cu partida dintre Manchester City și Atletico Madrid. Două forțe ale fotbalului european, dar care pentru prima oară doar se întâlnesc în cupele europene. Sigur, Manchester City are o istorie europeană mai scurtă, să zicem așa, la nivel înalt. De asemenea, Atletico în era Simeone a devenit o obișnuită a acestei competiții Champions League. Ioana, ce-ți spune ție feeling-ul în cazul acestei partide? Că nu va fi la fel ca la ultima deplasare a celor de la Atletico Madrid în Anglia. În sensul că de data aceasta cred că Atletico Madrid are destul de mulți fani în România, dar nu n-aș miza pe Atletico Madrid, aș merge pe mâna lui Guardiola, merg pe City de data aceasta și cred că nu se va mai repeta povestea de la meciul cu Manchester United. Când cei doi se înfruntau în fotbalul spaniol, Pep Guardiola și Diego Simeone, au fost niște dispute foarte interesante. Ei s-au întâlnit și în cupele europene. Pep Guardiola a avut două victorii, Diego Simeone a avut o victorie. Acum ei se înfruntă din această postură, în acest război anglo-spaniol. Da, Simeone a avut câștig de cauză în precedenta dublă în Champions League, atunci când Guardiola era la Bayern, în 2016, când Atletico a și ajuns de altfel în finală. Guardiola a câștigat, dar ineficient, meciul, unul din cele două meciuri. E un duel evident care atrage, dincolo de toate, mi-aduc aminte de acel meci nebun când cei doi erau pe teren. Simeone era la Atletico și Guardiola la Barcelona, când Sir Bobby Robson, mi-aduc aminte, era antrenorul Barcelonei, un meci fabulos, un 5-4 pentru catalani. Altfel, să spunem că sunt două dintre cele mai în formă echipe ale momentului în Europa. În ultimele 10 meciuri, City și Atletico au pierdut o singură dată. City are 7 victorii și o remiză și 2 remize, Atletico 8 succese și un rezultat de egalitate. Atletico revine cumva la locul crimei din turul precedent al Champions League, era un alt cartier, un alt adversar de un alt calibru. Acum cred că îi va fi mai greu. Eu personal mă aștept la un meci cu destul de puține goluri, totuși. Asta și pentru că am văzut ce a făcut City la ultimul său meci de acasă din Champions League cu Sporting, deși rezolvase calificarea încă din partida tur, dar și pentru că Atletico e o echipă capabilă să, nu știu, să se închidă destul de bine într-un duel. Asta a fost arma lui Simeone, recunoscut, cred că toți antrenorii își doreau să reușească să ia de la Guardiola tot ce ține de faza ofensivă și să ia tot ce ține de faza defensivă de la Simeone. Se cunosc foarte bine între ei, dar nu cred că, până la urmă, datele se schimbă în funcție de jucătorii pe care e la dispoziție. Nu cred că va reuși Simeone, deși cred că are foarte mulți fani Atletico în România. Cred însă că Guardiola va rezolva ecuația calificării destul de rapid. Acum eu poate sunt mai, nu știu, sunt mai legată de fotbalul englez decât de fotbalul spaniol. Eu, apropo de fotbalul englez și de Manchester City, e o obsesie la City, aceasta cu Champions League. Au câștigat de atâtea ori campionatul în ultimele sezoane, încât Champions League acum a devenit o obsesie, iar City este tot mai aproape de această reușită. În ultimele 9 dispute din fazele eliminatorii din Champions League, City are o singură înfrângere, aceea din finala cu Chelsea din sezonul trecut. Da, dar ce înfrângere! Acolo cu undă durută, sigur, e locul 2, ești finalist. Dar
E, tot n-ai câștigat-o. Și e obsesie, audă, da. Suntem este, finaliști, am câștigat cupa. Dar n-au cupa campionilor europeni este din nou la Manchester. Cu atât mai mult, cred că dorința este, nu știu, pe o scară de 1 la 10, 10. E, cum spui tu, devine obsedant faptul că n-au reușit să câștige și apar alte echipe din an și reușesc să câștige trofeul Champions League și nu reușesc în această perioadă în care s-au băgat sute de milioane, miliarde s-au băgat până la urmă, da? Da, poți să sar la biliarde, da. Spre biliarde. Billions, da. Apropo de serialul care exact. Ne place, da. Avem în aplicația Superbet această opțiune numită Superavantaj, această promoție, să zicem așa, în cazul Iată-mă, în care... Iată-mă, nu arbitrează Ișvan Covaci? Ce meci arbitrează? Ai dreptate, Ișvan Covaci este la acest meci, așa că partidă. Putem să mergem și pe cartonașe, pe nu? Pe cartonașe. Da. Puține putem... cartonașe și... Puține cartonașe, puține. Pentru că Ișvan Covaci chiar, da. Chiar are stilul acesta de a acorda puține cartonașe galbene. Așadar, avem super pariurile, pentru că tot a adus vorba Ioana de cartonașe și printre aceste super pariu găsim și combinații cu numărul de cartonașe. De altfel, Bogdan a și venit pregătit pe această idee de super pariu și ne va oferi câteva variante. Ai răbdare că o să ajungem atunci când faceți voi biletul la finalul ediției. Atunci Bogdan ne spune ce a pregătit el pe foaia lui magică. Și vă spuneam și despre super avantaj. În cazul în care echipa pe care ați mizat se duce la două goluri diferență, deja acel bilet vă este acordat chiar dacă ulterior cealaltă formație reușește să egaleze sau să câștige. Ne aducem aminte, Bogdan, nu? A avut Atletico un astfel de meci cu Liverpool, a fost condusă cu două goluri de curând în Champions League și Atletico a reușit o revenire extraordinară, apropo de diferența aceasta de două goluri de care spuneam. Bun, putem să mergem și pe marcatori. Marcator extraordinar în ambele echipe. Antoine Griezmann este cel mai bun marcator în Champions League din lotul lui Atletico. De partea cealaltă, Kevin De Bruyne este în continuare într-o formă foarte bună și a marcat și în ultima partidă de campionat câștigată de City la Burnley. Griezmann. Spre el înclin. Da. Eu cred că va fi un meci cu goluri, deși în teorie ar trebui să nu fie, ar trebui să fie o victorie sub 2,5 goluri. Pe parcursul acestui sezon, Atletico parcă s-a mai dezis. Exact. De... Tocmai de aceea mi se pare că e un alt fel de Atletico, așa cum s-a schimbat fotbalul italian în ultima vreme, da, din Catenaccio și fotbalul acela închis, vedem meciuri cu 4-5 goluri. În scris așa mi se pare că se întâmplă ceva la Atletico, se schimbă un pic și paradigma, dar și stilul. Bogdan, avem un singur oraș, din ce-mi dau seama, Milano, cu două câștigătoare ale celui mai tare trofeu. Da? Internaționale și AC Milan au câștigat fie Cupa Campionilor, fie trofeul Champions League. Ar putea deveni Manchester al doilea oraș din acest punct de vedere? Sau Madridul? Sau Madridul. Madridul a jucat două finale, a oferit două finale în ultimul deceniu între Real și Atletico. E interesant de văzut care dintre Madrid și Manchester ajunge primul. De ce? Mi-a venit să te întreb în primul de Manchester, pentru că totuși City mi se pare mai cu șanse de a câștiga trofeul decât Atletico. Absolut. Și cotele la câștigarea trofeului o dau pe City printre marile favorite. Adică chiar ar fi o surpriză ca în acest sezon Atletico, care în campionatul intern are probleme să triumfe în Champions League. Sunt cele mai mari probleme pe care le are Atletico de când a venit Simeone în urmă cu un deceniu. Deci e greu de crezut, mai ales că din punctul meu de vedere sunt atâtea alte echipe peste Atletico în Champions League. Mă refer și la Bayern, și la Liverpool, și la, chiar și la Real Madrid, Chelsea. O să discutăm și despre acest meci. Eu personal nu mă aștept la multe goluri. 0-3 goluri, am văzut un pariu foarte interesant la Superbet, o cotă de 1.42, dar evident, avem și super pariuri, avem și am găsit și cote mai spectaculoase la acest meci. În această săptămână facem o mică evadare din cupele europene. Concursul Super Prono, mereu am emoții când trebuie să rostesc formula asta, Super Prono. Poți foarte ușor să aluneci în altceva. Super dacă prono. Așa, Super Prono, așa. Deci la concursul Super Prono avem meciul dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova. Acesta este meciul care prilejuiește în acest concurs pariuri gratuite și dacă reușiți să o nimeriți la acest meci,
puteți fi împite câștigătorii în fondul de câștiguri de 200.000 de lei, bani pe care puteți folosi jucând în aplicația Superbet. Spunea Bogdan mai devreme despre Chelsea cu Real Madrid, un alt afiș foarte interesant. Da, ăsta mi se pare și mai interesant. E deținătoarea trofeului, o deținătoare a trofeului care vine un pic în genunchi după ultima etapă, da? Da, aproape că e că mult spus și în genunchi, da, mai rău. Da, poate, așa? Pe burtă. Pe burtă. Ceva ce nu s-a mai întâmplat de multă vreme, Dita mai surpriză. Vezi, dacă Chelsea n-are un arbitru să-i dea 3 penalturi, refăcea diferența față de Brentford. Așa, dacă Real Madrid a avut, Bogdan aici, dacă a avut un arbitru care să-i dea 3 penalturi, a ieșit în partida cu Celta. Da, pe de altă parte, Realul vine și după faza anterioară, da, cu PSG. Așa este. Hai să nu uităm că vine după... În prima manșă a jucat Jalnic, dar apoi la retur Paris. Benzema mai ales a fost, Benzema a fost de vis. Da, mie mi se pare că aici avem așa, un Chelsea care, repet, vine după această etapă, va trebui să se repoziționeze, nu poate să arate așa și nu arată așa, a pierdut bătălia internă, adică din acest punct de vedere nu își mai fac oamenii foarte multe iluzii acolo și atunci le rămâne și din postura de deținător ai trofeului, le rămâne această șansă. Dar mie mi se pare mai determinat Real Madrid, mi se par mai determinat cei de la Real Madrid. Vor avea foarte multe lucruri la mijlocul terenului, adică acolo va fi pe Cazemiro, pe Kroos, pe Modric. Mi se par mai tineri băieții aceștia de la Chelsea, s-ar putea să alerge... Da, mijlocul va avea foarte multe lucruri la Real Madrid. Pentru el cred că este și un prilej de răzbunare, pentru că a fost cedat de Real Madrid chiar la Chelsea. Kanté întotdeauna se mișcă extraordinar, dar să nu uităm pe Benzema, Bogdan, 8 goluri marcate în această ediție de Champions League, un tip care nu-și arată deloc vârsta, un tip care parcă a înflorit și mai tare după ce a ieșit din umbra lui Cristiano Ronaldo. Da, 32 de goluri în campionat și în Champions League, 24 în La Liga, 8 în Champions League, cum spuneai. A reușit o dublă în weekend, a ratat și un penalty, dar n-a mai contat. Altfel, e un duel, uite, și Ancelotti revine pe terenul lui Chelsea, echipă alături de care a câștigat un titlu de campion, dar e o partidă în care evident Chelsea se poate răzvrăti după acest 1-4 cu Brentford din campionat, dar pe de altă parte cred că echipa începe să resimtă din ce în ce mai mult aceste restricții financiare impuse de guvernul britanic clubului la un moment dat. 1-4 ăsta lui Chelsea cu Brentford parcă ne aduce aminte de ce s-a întâmplat în ultimul El Clasico, nu-i așa, recent. Da, nu le pică bine celor de la Real Madrid. Și celor de la Real Madrid li s-a întâmplat de curând. Da, poate să fie și iată și factorul acesta la care face referire Bogdan. Acele decizii ale guvernului britanic și toată povestea, incertitudinea aceasta din jurul lui Chelsea. Însă e atât de puternic un club ca Chelsea, e atât de puternică Chelsea, încât chiar dacă se schimbe patronatul și așa mai departe, schimbi principalul acționar, nu cred dacă că se va întâmpla. Dacă statul român are nimic. O echipă de fotbal, de ce n-ar avea și statul britanic? Britanic o echipă de fotbal, da. Dar să știi care baza e Chelsea. Deci nu ar mai trebui să vină statul britanic. Exact, să-i construiască și un stadion. Regina n-ar trebui să cedeze din curte ca să-i facă în aplicația Superbet. Dacă călătorim așa un pic, dăm peste grupuri și putem să mergem chiar în grupul de Champions League, chiar în grupul de Europa League, pentru a merge acolo și a vedea bilete care sunt construite chiar pe evenimentele din aceste competiții de care vorbim. Găsiți acolo o sursă de inspirație deosebită. Sunt oameni care sunt foarte curajoși, foarte inspirați și foarte informați. Bogdan, Chelsea a trecut de Real Madrid în sezonul trecut în semifinale. E drept, Realul avea un alt antrenor la Chelsea, Zinedine Zidane, care a câștigat, a realizat lucruri pe care niciun alt antrenor nu le-a mai obținut în carieră, 3 trofee consecutive în Champions League, dar pe de altă parte... Bob Paisley, lasă-mă să aduc aminte de Bob Paisley, pentru că și el a obținut de 3 ori acest trofeu. E adevărat, dar într-un alt format. Într-un alt format și nu în ediții consecutive, da. Dar pe de altă parte e foarte, spuneam, e dificil pentru Chelsea contextul actual în care se află. Altfel, Realul îl are pe Ancelotti, ce-i drept, la precedenta deplasare, Realul în Champions League, am văzut cât de jalnic a arătat la Paris.
Chelsea, pe de altă parte, în ultimul joc de acasă din Champions League a câștigat cu Lille, dar nu la o diferență foarte mare, a fost 2-0, de aceea nu mă aștept la un meci cu multe goluri, fiind și prima manșă. Am văzut chiar la Superbet varianta între 0 și 2 goluri, o cotă de 1.77. Am văzut un astfel de meci în prima manșă a Madridului cu Paris, nu? A fost o partidă foarte închisă atunci. Aș vrea să remarc un super bilet care s-a jucat și a fost câștigat la Superbet. La Slobozia s-a mizat pe un bilet cu 11 partide de basket. Asta da alegere, dacă nici la Slobozia nu e mare pasiunea pentru basket. Se știe tradiția din Slobozia pentru basket. Da, dar asta nu înseamnă că ești din Slobozia. Dacă ești din Slobozia, nu te poți uita la basket. Absolut. Toată admirația noastră pentru jucătorul din Slobozia, sau jucătoarea. 11 evenimente, a mers omul cu 50 de lei pe aceste 11 partide de basket. Dar de unde? Basket de unde? Basket de peste tot. De peste tot. 868 cota și s-a ales cu 53.780 de lei din basket. Cine mai zice că nu se câștigă bine din basket în România? Glumesc un pic, dar... Nu, că încercam să mă gândesc acum de 53.000 de lei, la câte meciuri de basket te poți duce? Ionikos Kolosos, primul meci pe care a mers. Normal, Gaziantep cu Tofas. Dacă da, dar se uită la basketul Apolon internațional. Apolon Patras cu Lavriu. Felicitări! Formidabil. Nici măcar nu sunt meciuri din NBA. Veneția cu Prometeus da, mi se pare cel mai... Da, dar se uită la Euroliga, se uită la meciurile de basket din Europa, se uită la campionate. Da. Asta înseamnă să urmărești, să fii da, pasionat. Absolut. Superbet a contribuit și el cu un super bonus de 30% la acest câștig care, spuneam, a ajuns la 53.242. Asta mi se pare un coș de la mijlocul terenului, nu? Nu cred că din cu propriul... Da, cu spatele. Sau de la mijlocul terenului, dar cu spatele. Da. Nu cred că de la propriul coș. Sau din spatele panoului, cum le dă Budescu, nu? Sau din parcare. Da. Din parcarea sălii, da. Ok, bun. Și acum discutăm și despre Europa League. Meciul acesta despre care vorbim va fi în direct pe Pro Arena joi seară, partida dintre Eintracht Frankfurt și FC Barcelona. Avem pe de o parte cel mai mare nume, marea favorită la câștigarea trofeului și Eintracht Frankfurt, o echipă care a lăsat o impresie foarte bună. A lăsat, dar nu traversează nici cea mai bună perioadă în campionat. Ne lasă. Până aici, a venit până aici cu noi și acum ne lasă. Nici nu-mi imaginez că se poate produce vreun cataclism la partida aceasta. Barcelona care n-a câștigat niciodată trofeul, dar trage pentru acest trofeu, o să-și-l treacă cel mai probabil. Sigur că mai sunt echipe importante în Europa League în acest moment, dar e marea favorită. Mă gândesc mai degrabă la cornere aici, să căutăm ceva, pentru că sunt sigură că Barça are o cotă foarte mică la victorie. Da, ne vom uita să vedem ce cotă da, are Barcelona. Sub 1.40, nu, 1.70, 1.75. Nu, Barça are 1.70? Da, joacă în deplasare. Da, e de luat. Și, da, 1.70 dar având în vedere bun, cât de bine bun a mers Barcelona în deplasare în păi fazele eliminatorii în Europa League. S-a calificat la Napoli, la Istanbul, exact. Peste tot. Sigur că a jucat meciul 2. Da. Și cu Napoli, dacă nu greșesc, în la Napoli. Meciuri, da, la a jucat în meciul 2, la retur. Dar, da, cred că își vor rezolva problema de acum din Germania. Bogdan, 1.70, bravo! Da. Pierre-Emerick Aubameyang. 24 de goluri marcate în Europa League, niciunul din lovitură de la 11 metri. În istoria acestui format, doar Falcao are mai multe goluri din acțiune, 27, în comparație cu Aubameyang, care a renăscut la FC Barcelona. Da, și mi se pare de-a dreptul emblematic ce a făcut în El Clasico. S-a aduce o aminte, e fan Arsenal și probabil că regretă despărțirea de Aubameyang. Nici de nu știu, cred că a fost o despărțire de comun acord, mă rog, a fost o despărțire de comun acord, punct. Nu se mai înțelegea cu Arteta, pare să și dau nepotrivire de caracter, dar tot am așa când a zis Aubameyang, am simțit că bagă cuțitul. Da. Nu, dar altfel la FC Barcelona gabonezul este extraordinar. Fapt că dovedit faptul că a crezut în proiectul Xavi și vedem că rezultatele nu întârzie să apară. Altfel, el ar fi crezut în orice proiect, doar să plece de la asta. Da, numai că a acceptat și un salariu diminuat. Mi se pare remarcabil faptul că s-a integrat atât de rapid în acest proiect. Nu știu,
E o chimie acolo, mi se pare, între Aubameyang și ceilalți jucători, uite, Ferran Torres, care și el s-a integrat foarte bine. Xavi a pus echipa așa pe un drum bun, aș spune, și pentru sezoanele următoare. Altfel mi-a plăcut ce a declarat Oliver Glasner, antrenorul lui Frankfurt. Spunea, dacă am putut să o eliminăm pe echipa de pe locul 5 din Spania, de ce nu am putea o scoate pe cea de pe locul al 3-lea, pe cât era Barcelona înaintea weekendului? În momentul în care a făcut el declarația. Da. Pe lângă aceste nume pe care le-ai pomenit din atac, Ioana Pedri. Pedri, sunt fascinată. Domnul acesta de 19 ani, tânărul domn Pedri. Sunt absolut fascinată de Pedri. Deci nu mai pot, deci mi se pare absolut fabulos. Am văzut o glumă cu un tânăr care e miop și așa prin ceață îl vede pe Iniesta și când își pune ochelari este Pedri. De fapt era Pedri, nu era Iniesta. Este ceva, începe este să aducă fabulos, tot mai mult cu Iniesta. Uite, a marcat și acum în ultima partidă. Dar nu neapărat că marchează, deci are o capacitate de efort extraordinară. Se vede prezența lui, se vede din primul și până în ultimul minut. Nu e un jucător care să dispară cu desăvârșire 30 de minute, să nu-l mai vezi și să te trezești, hai că a mai făcut vreo floricică pe acolo. Este și ce, câte jocuri a avut și în anul trecut. 75. Și noi spunem, nu putem să jucăm miercuri și duminică. Da. Cu vacanța aproape. Și ne gândim, în condițiile în care avem 50 ceva de săptămâni pe an, deci cum e posibil așa ceva? Uluitor. Nu s-a accidentat de durată. S-a dus după sezonul cu Barcelona, la 18-19 ani se duce și la turneul final al campionatului european, merge până în semifinale. Se duce și la turneul final Nations League, se duce și la Jocurile Olimpice, acolo unde Spania ce să facă? Se duce până în finală, ca așa știe Spania să ia ce ea se duce. Dar apreciez mișcarea pe care a făcut-o și schimbarea pe care a produs-o Xavi de când a venit la echipă, se vede. O Barcelona într-un pic, e adevărat că, să nu uităm, au cumpărat câte ceva, au mai luat câte ceva, adică nu e o sărăcie luce acolo și vezi, Doamne. Însă, mâna lui Xavi se vede și parcă îl revezi așa pe Xavi ăla din teren. Exact. Echipa se exprimă cumva ca și când ar avea un Xavi în teren. Bogdan, în ultimii ani, dacă o trezeai brusc pe Barcelona din somn și spuneai Germania, îngheța de frică pentru că în ultimele 3 partide cu echipe din Germania a primit 14 goluri. Dar toate aceste 3 întâlniri au fost cu Bayern München. Iarna lui Cavara, Eintracht Frankfurt, nu e Bayern München, nu? Da, Eintracht, mă gândeam chiar înainte de emisiune, uite ce afiș, Frankfurt-Barcelona, Frankfurt care cândva juca finală de Cupa Campionilor în 1960 cu Real Madrid, a câștigat un alt trofeu continental, tot într-o epocă romantică a fotbalului. Dar e primul duel între cele două cluburi, primul meci oficial între Frankfurt și Barcelona. Și mă gândeam că nici foarte nu o să rar mai vedem. Să exact. Știi că nu o să mai vedem foarte multe, că nu văd pe Barcelona arată în liga. Da. Exact, asta e o ocazie destul de rară să vedem un asemenea duel european. Să nu uităm și acest sezon, Barcelona a participat în Champions League, dar a avut acel accident teribil din grupe, când a fost depășită de Benfica, nu? În lupta pentru locul al doilea, Bayern München a stat la discuție cu celelalte formații din grupă. Bun, mergem la proba practică cu Ioana Cosma și Bogdan Socol și am să rog pe... Hai, întină-mi speranța. Hai. Da. Tu ai venit cu copiuță, Ioana, iată, mai curajoasă. Ioana, spune-ne la City cu Atletico. Pe ce mizezi tu? Recomandă-ne ceva. Aș miza pe 1-1... și totuși 2,5 goluri. 1 și 2,5 goluri, wow! Foarte îndrăzneț. Ne ducem să vedem ce se întâmplă la această cotă de 2 și 10. O luăm, ok. Unde sunt vremurile în care la Atletico, când jucai Atletico Madrid, te duceai clar la goluri, puține, instantaneu? Nu căutai altceva. Acum însă Ioana merge pe 1. Mi se pare că anul acesta s-a schimbat un pic echipa. Da. S-a și expus mai mult automat prin această schimbare. O văd pe City obsedată, cum spuneai și tu, la începutul acestei emisiuni, să câștige trofeul și joci acasă și atunci te vei duce peste adversar. Dar dacă e să înscrie cineva, Griezmann. Okay. Pe partea cealaltă. Bogdan, pentru tine am numai întrebări de suflet, ca să zic așa. Prima este Chelsea-Real Madrid. Pentru că știu madridista și de-aia zic, am două întrebări de suflet pentru el. Prima este Chelsea-Real Madrid. Aici am găsit... Ia să vedem ce zic, ce copiuța magică. Am găsit... uite, foarte bine mă întreb, pentru că aici am găsit cele mai mari cote din toate cele 3 jocuri pe care le-am analizat. La Super Pariuri, evident. Intrăm în Super Pariuri, ok. Fie o variantă, cele mai multe goluri în repriza a doua.
și minim o repriză se încheie la egalitate, o cotă de 2,90. Da, am găsit-o, da. Sau o cotă de 10, gol Benzema, Real Madrid câștigă și ambele marchează. Mă, tare. Sună foarte bine. Sună foarte bine. Și prima și sună posibilă, foarte. Da, și prima sună foarte și bine. Și a doua sună foarte bine. Te poți întoarce la Atletico cu... Mă pot întoarce, dar stai să terminăm aici. Da. Zine Bogdan. Zine din. Ce alegem? Da, dintre astea două. Păi, hai să o alegem pe aia a doua, că e cotă 10, nu? Mamă, dacă m-ai și provocat 10. Înaintea emisiunii spunându-mi că Ciro Craioveanu a prins o cotă de 30. Da, împreună cu Liviu Ganea au fost invitați aici la Super Live și au prins o cotă de 30. De ce nu mi-ai spus? Că îl sunam pe Gica Craioveanu. Da, mai ales când... Sau pe Liviu, îi sunam. Doi foști fotbaliști au prins o cotă de 30. Știi cum era întrebarea faimoasă lui Marius și Mudică, ești pe mână cu Chirilă? Exact. Așa am fost noi pe mână cu Octavian Popescu, că cu golul pe care l-a marcat la ultima fază în partida între FCSB și Voluntari, ne-a ieșit biletul ăla de 30. Mă rog, lor le-a ieșit, că ei l-au complicat, dar au fost pe mână cu Octavian Popescu. Bun. Deci l-am găsit pe ăsta de 10. Benzema Karim înscrie, așa e trecut aici, Benzema Karim înscrie, Real Madrid câștigă și ambele echipe marchează. Bun, hai să luăm asta de 10. Mai era o cotă dacă de tot avem noi la Pro Arena interviul de 10, avem o și cota de 10. Plus că mai erau altfel... Pentru cei mai îndrăzneți, recomand și două, goluri, mai mar... și două goluri Benzema mai la cotă de 25, ceva de genul. Da. Că pentru cei mai îndrăzneți, adică la cotă de 10 nu suntem foarte îndrăzneți. Păi nu, că o să o combinăm, uite, cu ce a spus Ioana, avea o cotă de 2 și 10 la City, că Ioana s-a ambiționat când te-a auzit pe tine cu... Eu voiam la Atletico acolo, la cartonașe, să vedem cum stăm. Da, ți-a zis, la cartonașe. Okay. E Ișvan. E Ișvan, ok. E Ișvan. Mergem la Manchester City. Nu, eram doar curioasă. Da. Hai că, uite, alunecăm, am intrat în speciale ca să ajungem la cartonașe galbene. Avem sub 3,5, 2,15. Nu era. Nu era deloc. Adică maxim 3 cartonașe se arată în acest meci. Nu era. Deci, rămâi la cea pe care ne-ai spus-o inițial sau da, rămâi la cea. La cea... E 2 și 10, între 2 și 10, da, 2 și 15. E cam tot aia. Și dacă se mai întâmplă ce, se păruie băieții pe acolo, mai aruncă oamenii din tribună, că Simeon a fost obișnuit la ultimul meci. Da, săracul așa tot cum la a Manchester, plecat, da. Săracul de la Manchester, acolo da. Ploua cu pahare, cu de toate. Ok. Bun. Pentru Ioana avem un Eintracht Frankfurt cu FC Barcelona. Cornere pentru Barcelona? Cornere pentru Barcelona. Ok. Aș fi curioasă să văd. Hai să vedem. Peste 7? Dar momentan nu le văd aici. Barcelona afișate. Mi se pare o echipă care va... O văd pe Barça aducându-se peste adversar, punând presiune. Același lucru s-a întâmplat și în meciul de la Napoli. Același lucru s-a întâmplat și la Istanbul cu Galatasaray. Dar ai spus tu de o victorie a Barcelonei. Da. Care are o cotă bună. 1-7, bineînțeles. Nu, da. Eram curioasă dacă nu uh-huh. 7, peste 7 cornere pentru Barcelona. Uh-huh. Cât ar fi fost cota? În caz contrar, sigur, mă duc pe Barcelona. Ok. Mergem pe Barcelona, 1.73. Okay. Da, hai să mai punem ceva uite, lângă. Uite, poți încerca? Și... Uite, Barcelona câștigă și Barcelona înscrie prima, cotă 1.95. Barcelona înscrie prima și câștigă. Barcelona câștigă. Ok. Stai să văd dacă... Combo final and PG. Gaz de combo goluri. Dacă m-ai băgat aici în ședință... Combo final. Mhm. Și primul gol. Asta caută el acolo. Da, da, da. Da. Ok. Barcelona câștigă și Barcelona... Înscrie prima. Ok. Bine, trebuia să mă uit și eu mai devreme, da? Și mai căutam și eu, știi? Că sunt mai drăguțe când mai vii cu ceva, pe lângă semnul tradițional. Mm-hmm. Hai că am găsit. Echipa oaspete câștigă, nu? Da. Și înscrie prima. Echipa oaspete... Am înțeles. Eu îl caut și pentru că am zis că pentru Bogdan am numai întrebări din acestea de suflet, pentru el vin pentru și pentru mine n-ai. Na, cu tine sunt mai soulless, așa știi. Eu îl știu pe Bogdan și drept cormoran, de aceea îl întreb și despre Benfica cu Liverpool. Și îți dau temă ca la examen și cu argumentare în 25 de rânduri. Benfica Liverpool mă aștept acum să bată Liverpool, cu toate că Mihai avem
Da. Aveți. Și amintirile acelui sezon în care Benfica a scos-o... Ne urmăresc, da. Exact. Acelui sezon în care Benfica a scos-o pe Liverpool, chiar cu victorie pe Anfield. Dar cred că o să fie victorie pentru Liverpool, dar nu mă aștept la multe goluri. Cel mult 3 goluri, între 0 și 3 goluri în meci. Benfica, oricum, cred că s-a autodepășit ajungând până în sferturi, așa că de aici încolo cred că numele cu adevărat mari vor face pasul spre careul de azi din Champions League. Iar Liverpool n-are cum să lipsească. E ajuns, e ca la Eintracht. E frumos, ai participat, ai ajuns până aici. Nici eu nu văd pe Benfica trecând mai departe, din Liverpool în poziția de favorită la aceasta. Dar cred că e și favorită, nu e favorită? Liverpool? Păi dacă nu e favorită, o facem noi favorită. Cum? Este favorită. Da. Mie să n-ai băgută mică. Da. Nu, e o cotă de peste 1.50 din ce văzusem, dacă nu chiar mai bine. Totuși e deplasare destul de complicată. Benfica e o echipă care poate să pună ceva bețe în roate, dar nu suficiente. Oricum, Liverpool e pe val, nu știu, chiar o văd capabilă și să o detroneze pe Manchester City în bătălia pentru titlul în Premier League, că tot vorbeam și de City mai devreme. Haide, că ar fi revenirea, remontada în campionata anului. Li se dădea titlul jucătorilor lui Guardiola din ianuarie. Nu suntem aici tot cu roșu, uite, exact culorile lui Liverpool. Sau Arsenal. Sau, da. Fiecare cum vrea să interpreteze în cheia personală. Nu mai găsești. Nu găsești în combo oricum. Final, două și goluri, nu? Ăsta ar trebui să fie. La în combo final, două și goluri. Asta cu Barcelona, cu Eintracht. Combo final... Și doi și goluri, da? Da, ăsta doi e. Și Barça, da. Mă, n-am reușit să-l găsesc, le-am luat pe toate la rând. Combo final, combo final și PG. Combo final și PG. Combo final și adică PG. Adică primul gol, nu? Da. Combo final și PG, aha. Aha. Cotă de 1.95. Da, combo final, 2 și PG. Gata, l-am găsit. L-am luat, mamă, ne-a explodat cota la 81.90. Și să mergem acum să-l marcăm și pe ăsta din Benfica cu... Liverpool. Cu Liverpool. Da. Pe al vostru. Ați căzut de acord în privința Benfica cu Liverpool? E Eintrachtul Barsei. Benfica e Eintrachtul Barsei. Hai, zine, Bogdan, ce să marcăm aici până la urmă. Adică e la tine acasă. Între 0 și 3 goluri sau 2 solist? Între 0 și 3 goluri, 1.55. S-a văzut că Liverpool are o problemă totuși de a câștiga la scor în ultima vreme. Câștigă, dar câștigă așa, destul de italienește și în campionat și... E primul meci în deplasare, nu știu. Deci luăm 0-3 goluri? Da. Ok. Ioana, ce spui? Da. Bun. Da. Am finalizat o cotă foarte spectaculoasă din numai 4 evenimente. Da, nici nu văd, adică nu văd vreun 4-1, nu văd vreun 3-1. Chiar nu văd. Mi se pare ok, dar... Cam un 2-0 pentru Liverpool, cam pe acolo. Bun, hai că am luat 0-3, această limită de goluri, și finalizez acest bilet pe care îl public în aplicația Superbet, în Super Social îl puteți găsi. Ioana Cosma, Bogdan Socol, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Super Live. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că v-ați uitat la emisiune. Să aveți inspirație, numai bine!